Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la as.ro. Rugăminte, nu putem pune pe ecran semnul acela persoanele suferinde de inimă să nu asculte următorul material, dar dacă sunt printre noastre care știți că cu Pit Palacu mai aveți o tensiune, mai noaptea nu dormiți bine, o apneu astea, nu vă uitați pentru că vorbim despre salariile celor de la Paris Saint-Germain, PSG, da? Atenție mare tot, mă calmez și vorbesc cât se poate de rar. Cei de la L'Equipe, ziarul francez, unde atenție mare de tot, ăia să respectă, adică probitate morală, frumos, ziar, an zile, tăticule dacă apar în echipa așa, au aflat dumnealor și au uh, prezentat acest material că cei de la PSG, jucătorii, angajații clubului, antrenorii, toți cei care sunt pe acolo, primesc 629 de milioane de euro. Aceasta este masa salarială pe un an de zile a jucătorilor, a băieților, a celor care activează, viețuiesc la Paris Saint-Germain. Bun, ușor. Asta înseamnă, asta înseamnă că din totalul primii ligi franceze, Ligue 1, PSG are 37% ca masă salarială. Deci avem 100% cu toate celelalte echipe, scoatem PSG-ul de acolo și ei au 37%. Aici mai era un pic și era jumătate. Și vine cei cu băiatul și spune domnul Naser al uh, Calaifi, măi, nu e așa, 127 de milioane plătim angajații. Deci din, 600, fără deci din 629 de milioane, mă, nu sunt chiar toți banii ăștia la fotbaliști, numai 585 sau... Dar unde, mă, bunicule, bă, zice, mai dăm niște bani și în partea asta de angajați. Deci angajații celor de la Paris Saint-Germain, nu fotbaliștii, iau undeva la 100... Stai mă că nu se adaugă, 127, nu... 485, bun. Deci 485 de milioane reprezintă salariile lor și 127 jucătorilor și 127 reprezintă salariile angajaților. Faceți un calcul cam ce salarii au cei de acolo angajați. Simplu angajat, tăticule 127 și ei 480. Dar, dar zice că nu din numai acum a crescut amețitor în ultimii ani. Atenție! Fondul salarial al celor de la PSG a crescut în sezonul 2018-2019 la 370 de milioane. Deci de aici plecăm. După aia s-a ajuns sezonul următor la 414. Vă dați seama că este aproape o jumătate de miliard de euro, bani pe un singur an și apoi a ajuns la 503 milioane mai ales că au venit băieții ăștia și Messi, Donnarumma, Wijnaldul, Hakimi sau Sergio Ramos. L-ați văzut pe la Micu? Cum îl cheamă pe la Micu? Pe portarul la micul al lor? Pe Keylor Navas, nu? -a? Ați văzut că am mai dat și noi aici la Aspogro fruturașul de salariu, el pe lună, când vine poștașul la el, vine poștașul cu geanta aia, bate la ușă îl bagă în casă, dă o citirică că e frig afară și fluturașul ăla arată pe el 800 de, mii de euro. 8 ori 12 am sărit și noi de 10 bulioane. Portar. Da? Când vine uh, poștașul. Și atunci se uh, explică. Am mai vorbit noi despre salariile de falcate cu leonaș care sare în 30-35 și așa mai departe. Ceea ce, ceea ce avem de reținut și cu bonusuri și cu toate astea ne ducem la... Deci uh, Nentu Chilian și cu Nentu Mauricio Pocetino și cu ceilalți băieți primesc 30, asta e de reținut, 37% din ceea ce înseamnă tot întregul fond de salariu al celor din Hexagon, din Ligue 1. De ce practic, mai de capul lor. Bun. Dar cu toate acestea, lider autoritar, vă dați seama că nu numai în Franța, ci și în, în Europa, niciun Club nu poate să aibă așa zi? Cu toate acestea, cluburile pe par de prawns nu riscă să încalce recum, Dar iartă-mă și păzește să încarce regulile fair play-ului financiar. Deci ei au jumătate de miliard de euro salarii pe care îl plătesc băieților, dar ei nu încalcă niciun fel de fair play financiar. Așa e, tăticule, când ai curtea mare, dai cu să are barilul de petroleum și, doamne, doamne, ți-a pus ambele mâini în cap, pe cap. Dragi prieteni, ceea ce avem de reținut, 37% din toți banii din prima ligă franceză să duc la ăștia la PSG, vorbim bineînțeles de salarii. Când nu mai revenim și noi un picuț cu inima, intrăm pe as.ro și acolo rămânem. Toate cele bune, mii de mulțumiri, la revedere!